Pentru cei care caută un monitor de gaming care să fie potrivit în special pentru mediile competitive, MSI oferă câteva modele foarte interesante. Cea mai recentă gamă Optics a fost concepută pentru a găsi un echilibru între calitate și performanță, cu avantajele tehnice necesare pentru a o face potrivită pentru utilizarea în afara lumii de gaming. Sunt disponibile 3 modele, un model standard 4K, unul WQHD și o variantă ultra-wide. Pentru teste am primit modelul MPG321QRFQD, care este vândut la noi la un preț în jurul sumei de 3000 de lei. În cutia monitorului primim tot ce este necesar pentru a fi pus în funcțiune imediat ce este montat. Pentru montaj este necesară doar o șurubelniță pentru a fixa partea superioară a monitorului cu două șuruburi mici. Stativul poate fi fixat manual datorită unui singur șurub mare, care se poate înșuruba fără sucle necesare. Monitorul cu tocul suport are aproape 14 kg. Înălțimea este reglabilă cu amplitudine de 100 de mm. Poate fi înclinat pe verticală între 5 grade și 20 de grade și poate fi deplasat pe orizontală de la minus 30 de grade la 30 de grade. Prin urmare, avem toată flexibilitatea necesară pentru a ajusta monitorul după bunul plac. Designul în partea din față este destul de simplu, cu margini subțiri pe laterale și o margine ceva mai groasă în partea inferioară. Pe spate se regăsește logo-ul MSI în lanță de negru auriu. În partea superioară, detaliile se schimbă cu un finisaj mai elaborat și mai elegant. Chiar sub el găsim o serie de lumini RGB care pot fi dezactivate din meniul monitorului. În acest sens, meniul integrat este accesibil cu ajutorul joystick-ului situat în partea din spate. Pe partea de conectivitate, acest monitor oferă de toate. Pentru audio, găsim un port combo jack, unul pentru intrarea microfonului și altul pentru ieșirea căștilor. Există de asemenea 3 porturi USB-A 3.2 Gen 1 și un port USB-B 3.2 Gen 1. Iar pentru partea video, avem la dispoziție două HDMI-uri 2B cu suport pentru rezoluții de până la WQHD la 144 Hz, un port DisplayPort 1.4A cu suport pentru rezoluții de până la WQHD la 175 Hz și un port USB Type-C ca alternativă pentru DisplayPort. MSI își propune să echilibreze calitatea și performanța adoptând un panou rapid IPS cu diagonală de 32 de inci în format 16:9 cu rezoluție WQHD, adică 2560 x 1440 de pixeli. Rata de neprospătare este de la 30 de Hz la 175 Hz, timp ce răspunsul este de 1 milisecundă GTG. Completează fișa de specificații cu o luminositate de 400 de niți cu vârf până la 600 de niți, acoperire de 95% pentru DCI-P3 și 144% pentru sRGB. Contrastul este 2000:1, certificat HDR600 și suport pentru Nvidia G-Sync. La acestea se mai adaugă compatibilitate completă cu Xbox, PS4, PS5, cu optimizare pentru jocuri 2K la 120 Hz în funcție de preferințe. Cuvântul de ordine la acest monitor este versatilitate. Pentru fanii jocurilor MOBA, specificațiile sunt în general un surplus. Scena reală în care timpul de răspuns de 1 milisecundă și rata de reprospătare ridicată pot fi o armă în plus, evident sunt jocurile de tip shooter. Vorbim aici de titluri precum CSGO, Call of Duty Warzone și altele. Acestea sunt punctele de referință clare pentru comunitate. În astfel de scenarii este imposibil să fim nemulțumit de redarea culorilor până la percepția fluidității chiar și în cele mai rapide mișcări, trecând prin surprinzătoarea absența input lag-ului. Chiar și cei mai pretențioși și exigenți gameri vor recunoaște eficiența soluției MSI. În alte medii, cum ar fi Cyberpunk, unde calitatea vizuală este cheia pentru a obține o mai mare imersiune în lumea în care călătorești, redarea cu și fără HDR activ este foarte bună. În ceea ce privește experiența de zi cu zi a utilizatorului, nu există factori negativi care să fie evidențiați. Atunci când am vizionat filme cu HDR activ, am fost pe deplin mulțumit, mai ales având în vedere unghiurile largi de vizualizare. Cei care și lucrează pe acest monitor vor aprecia în continuare dimensiunea generală a ecranului, deși un ultra-wide în contexte de productivitate este întotdeauna recomandat. În acest sens, MSI are și o alternativă ultra-wide pentru acest monitor. În ceea ce privește meniul, acesta este accesibil prin simpla apăsare a joystick-ului din spate. Odată apăsat, avem acces la o multitudine de setări care pun accentul pe suportul pentru o largă gamă de funcții. La deschidere, suntem întâmpinați de câteva dintre opțiunile cheie, începând cu modul de control automat al luminozității, care se ocupă de gestionarea luminozității ecranului într-o manieră complet automată. Opțiunea KVM
permite controlarea mai multor PC-uri cu un singur set de periferice, util pentru cei care sunt nevoiți să opereze mai multe calculatoare în același timp. Meniul profesional ne oferă acces la o gamă largă de setări. Aici găsim Pro Mode, User, Anti-Blue, Film și Office. Acestea sunt urmate de sRGB, concepute pentru editare foto, Adobe RGB și Display pe 3. Există de asemenea opțiunea HDCR, care mărește gama de contrast dinamic. Îmbunătățește fluiditatea în jocuri, dar face totul prea luminos. În pagina Gaming găsim Night Mode, dedicat celor cărora le place să se joace noaptea. Pe scurt, meniul permite accesul la o multitudine de setări. Atenția pe care MSI a acordat-o numeroasele experiențe posibile ale utilizatorului pe acest monitor este cu adevărat remarcabilă. Cu atenția potrivită, este posibil să obții setări optime pentru gaming, vizualizare multimedia și muncă intensivă. 321 QRF QD face parte din gama de mijloc a seriei Optix. Acesta este ideal pentru a-i satisface chiar și pe cei mai exigenți gameri și entuziaști e-sport. Producătorul taiwanez s-a gândit la toate, de la robustețe, calitatea construcției, până la atenția acordată funcțiilor și caracteristicile ecranului. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați like și subscribe. Până data viitoare, vă aștept pe techzilla.ro, unde veți găsi cele mai noi știri din domeniu.